Biserica Sfântul Nicolae din Coastă, sfințită în anul 1889, a fost ridicată pe un plan în formă de cruce, reținându-ne atenția prin proporțiile armonioase ale volumelor exterioare. Absida altarului și absidele laterale, pridvorul deschis, cele trei turle, una peste naos și două peste pronaos. În interior, turla naosului, biserica celestă, domină spațiul și atrage toate privirile credincioșilor către Iisus Hristos Pantocrator, ce binecuvântează adunarea din Biserica Pământeană. Ni se par potrivite cuvintele preotului profesor universitar Dumitru Stăniloae. Cupola dă sens mișcării coborătoare a puterii dumnezeiești, iar forma ei sferică reunește pe toți oamenii în comuniune euharistică. Pictura inițială a fost executată de zugravul Tache Ionescu, semnat pe panoul din absida sudică, ce îl înfățișează pe Sfântul Gheorghe. Temele religioase, inspirate din Biblie și istoria bisericii, specifice locașurilor de tradiție bizantină, se împletesc cu elemente decorative. Este vizibilă predominanța vegetalului, de influența apuseană. Acestea sunt distribuite pe coloane verticale, înserate în structurile arhitectonice sau pe intradosul arcelor de susținere ale sistemului de boltire. Pictura interioară, cu pregătire zona superioară, a fost refăcută în anii 1930 ca urmare a distrugerilor provocate de bombardamentele germane în noiembrie 1917. Avizul Comisiunii Monumentelor Istorice a fost condiționat de folosirea unui pictor autorizat, acesta fiind Florea Udriște, un slătinean pe nedrept uitat ce avea casă pe strada Lipscani, azi demolată. Format la școala pictorului Costin Petrescu, Florea Udriște ajunge un artist apreciat, consacrat în pictura monumentală și de șevalet. Multă vreme a fost delegat al Ministerului Cultelor și Artelor pentru recepția lucrărilor de refacere a picturii de la bisericile din Oltenia, dar și din țară. La Biserica Sfântul Nicolae din Coastă ne oprim la două scene acoperite până de curând de panouri, în care regăsim stilul lui Florea Udriște, nealterat de intervențiile unele nefericite asupra picturii interioare. Pe latura de sud a pronaosului îl vedem pe Iisus Hristos rugându-se în grădina Ghețimanii, după cina cea de taină, de unde a pornit rădarea, judecarea și răstignirea lui. Scena surprinde prin dramatismul ultimei ispitiri a Mântuitorului, el biruind pe Satana, întunericul, prin rugăciune și supunere față de voia Tatălui Ceresc. Pe latura de nord este înfățișată convorbirea de la fântâna lui Iacob dintre Iisus Hristos și femeia samariteancă, un dialog despre cunoaștere în spiritul Sfintei Scripturi simbolizată prin fântână. Catapeteasma este o bijuterie dăltuită în lemn masiv de nuc la renumita școală de arte și meserii din Craiova, unde a făcut ucenicie înainte de a-și lua zborul spre infinitul creației artistice, sculptorul Constantin Brâncuș. Catapeteasma este bogat ornamentată cu motive complicate, unele de factură brâncovenească, executate cu minuțiozitate și finețe, pe o suprafață frântă, ce implică un grad de dificultate mai mare. Registrele orizontale de icoane prasnicare ale sfinților proroci și apostoli sunt delimitate de colonete încărcate de motive cu înțelesuri biblice și în partea inferioară sunt intercalate casete cu alte simboluri. Balanța, ce simbolizează dreptatea lui Dumnezeu, palmeta, frunza de acant, depășirea greutăților, biruința, motive decorative de mare rafinament. Vița de vie cu struguri, redată pe colonetele ce flanchează ușile și icoanele împărătești, arată că orice roadă spirituală se obține numai prin credința în Mântuitor și rămânerea în dragostea Lui. Însuși Iisus Hristos se compara cu vița. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru mine și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic.
Alături de cata pe teasmă, în vremea din urmă, biserica s-a îmbogățit cu o icoană a Sfântului Nicolae, ce are o semnificație aparte. Se păstrează la biserica noastră și icoana Sfântului Nicolae, făcătoare de minuni, care a fost găsită într-o casă a unui credincios care a fost incendiată. Ea a rămas nevătămată, de aceea a adus-o ca mulțumire la biserica noastră și se păstrează până în ziua de astăzi. La exterior, elementele de stil brâncovenesc sunt puse în evidență de pridvor. Arcadele trilobate susțin coloane terminate cu capiteluri compozite, fiecare parte a capitelului purtând semnul crucii. În partea de sus, icoana de hram Sfântul Nicolae este așezată într-un medalion realizat sub forma unui brâu în torsadă, caracteristic bisericilor de lemn. Brâul, format din toruri răsucite, unele netede și altele sculptate cu ove mărunte, este dispus numai pe fațada principală. Plastica decorativă a celorlalte fațade este simplă, rezumându-se la un șir de discuri ornamentale plasate sub cornișă. În zilele noastre, Biserica Sfântul Nicolae din Coastă s-a înnoit pe din afară și pe dinăuntru, prin grija preoților Ionel Daniel Rădoi și Bogdan Peptușel. Biserica noastră primește în anul 2011 și al doilea hram, al doilea ocrotitor al său pe Sfântul Ierarh Nectarie. Ambii, și Sfântul Nicolae și Sfântul Ierarh Nectarie, sunt făcători de minuni și vindecători, sau taumaturgi. Iar la sfârșitul anului trecut, în 2013, de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, am primit în dar de la Preasfințitul Sebastian, episcopul Slatinei, părticele din trupul Sfântului Ierarh Nectarie, care sunt depuse la noi în biserică către cinstire. Biserica este frumoasă, este minunată, este un diamant, o perlă a Slatinei, asta datorită titlului său Iorgu Angheliu, care a donat odată să se construiască și să rămână spre veșnică pomenire și a lui și a fratelui său. Se spune că biserica are un singur adversar, dar un adversar de temut, cultura umană. Biserica Sfântul Nicolae din Coastă arată că se poate învinge acest adversar spre deplina noastră împlinire sufletească.